Zeci de mii de oameni au protestat în toată țara față de legile justiției. În capitală, aproximativ 15.000 de manifestanți s-au adunat în fața guvernului, iar apoi au plecat în marș spre Parlament. Oamenii au scandat lozinci împotriva PSD a lui Liviu Dragnea, dar și împotriva ministrului Tudorel Toader. Justiție, nu corupție, nu vrem să fim o nație de hoți. Jos guvernul, PSD, ciuma roșie, au fost doar câteva dintre sloganurile strigate de manifestanți. Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de proiectul de modificare a legilor justiției și de faptul că, spun ei, parchetul devine subordonat intereselor politice. Ei au criticat și faptul că senatorii au dat un raport negativ unui proiect de lege care împiedica pe cei condamnați penal să ocupe funcția de președinte al țării. Între manifestanți s-au aflat și fostul premier Dacian Cioloș, președintele USR Dan Barna și prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan, precum și alți membri ai USR, ai PNL și ai platformei România 100. Proteste de amploare au fost și la Cluj-Napoca, unde au ieșit în stradă peste 4.000 de manifestanți. La Sibiu au fost circa 3.000 de protestatari, iar la Timișoara aproximativ 2.000. Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul privind modificarea legilor justiției și a argumentat că acesta nesocotește în aspecte esențiale garanții fundamentale privind funcționarea sistemului judiciar și contravine dispozițiilor constituționale.